así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras hasta cuándo y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e scriitorul Norman Manea, un om norocos. În fond, ce poate fi mai stenic decât să vezi că, iată, există pe lumea asta și oameni norocoși? Pe coperta romanului, să-i spunem roman, Întoarcerea huliganului, e un băiețel pe un cal de lemn. Da. Acesta sunteți dumneavoastră. Acesta am fost. Poate că și sunt. A trecut o clipă. Așa se poate spune. Dumneavoastră sunteți huliganul din titlu, dar spre deosebire de Mihail Sebastian, care a murit la 38 de ani, izbit de un camion, în prima lui zi norocoasă, când se îndrepta spre universitate să țină un curs, în fine intrat, să zicem, într-o înșelătoare normalitate, iată, dumneavoastră sunteți huliganul norocos. Dumneavoastră v-ați întors acum nu pe un cal de lemn, ci pe caii cei mari, după ce ați mușcat din ceea ce se cheamă, vrem nu vrem, succes. Da, se poate cheama succes și poate că și este succes. Camionul care l-a lovit pe Sebastian m-a evitat pe mine și în sensul ăsta sunt norocos. Și diverse camioane, ca să zic așa, au fost aproape de mine, dar am scăpat și sunt norocos în primul rând prin această eschivă, prin această șansă. Păi ziceți că e eschiva camionului, nu a dumneavoastră. Destinul dacă credem are doar în destin și îl reprezentăm ca un camion și este așa, poate, da. Bultozer. Am avut noroc în sensul că nu ne-am ciocnit. Buldozerul numit destin m-a ocolit de puțin și sunt aici. Domnule Norman Manea, știți ce se spune, toate genurile sunt bune în afară de genul plicticos. Se poate întâmpla uneori că un autor extraordinar care te poate face să plângi în timp ce îi citești cartea, paranteză, editura Polirom mi-a trimis câteva kilograme de cărți de Norman Manea, adică vă luați revanșa acum. Da, n-am nicio vină. Ați bombardat acum piața românească. Am citit mai multe, dar preferata mea este Întoarcerea huliganului. Deci se poate întâmpla ca un asemenea autor, pe cât e de spectaculos în pagina scrisă, să fie de neutru, ca să zic așa, în persoană. Aveți un ton oarecum calm, ca să nu spun monoton, aveți vocea care seamănă cu a tatălui dumneavoastră, că ziceți într-o proză că tata avea glasul mic și decis. Exact asta sunteți și dumneavoastră. Da. Și ca să fiți suportabil sau interesant pentru omul care vă privește, o să vă spun că într-un spectacol pe Broadway, de pildă, în ce credeți că v-aș distribui? Nu știu, rolul sudomutului. Nu, că atunci nu v-aș mai putea exploata ca invitat și n-ați fost nici sur, nici mut și nici clovn, cum spuneți undeva. Rolul timidului. Nu. Nu. V-aș distribui surpriză în rolul vrăjitorului din Vrăjitorul din Oz. Ok, nu e rău. Așa că avertizez privitorul că în dărâtul acestei aparențe inofensive, ușor monotone, ușor absente, de fapt zace un vrăjitor feroce, un tip plin de un sarcasm, de o ironie, în stare și de bunătate, dar și în stare să fie extrem de rău și de nedrept. Cred că sunteți conștient de asta. Nu sunt. Aflați acum. Nu. Nu se poate. Nu sunt conștient, nu. Întoarcerea huliganului e o proză memorialistică, dar eu aș vrea să o tratăm ca pe o ficțiune. Sunteți de acord? Așa a fost tratată în presa occidentală. Volumul a apărut cu subtitlu în foarte multe țări. În românește și la insistența mea, cartea a apărut fără niciun subtitlu. Lăsând cititorului libertatea să decide ce crede că este cartea. În Germania a avut subtitlul Un autoportret. Un autoportret? Da.
În italiană a avut subtitlul O viață. În spaniolă a avut subtitlul Roman. Deci, faptul că îi spuneți Roman... Vă bucură. Da. Pentru că am văzut un interviu al dumneavoastră într-un ziar în care vă declarați amuzamentul că ați fost încadrat de o istorie literară, n-are importanță că e al lui Nicolae Manuelescu. Da. Nu vi s-a părut normal să fiți încadrat la memorialiști? Chiar dacă această carte ar fi încadrată la memorialistică, ea nu reprezintă 80% din ceea ce am scris. Am scris multe alte cărți care sunt romane, care da. Sunt nuvele, care sunt povestiri și care unele, multe, n-au nicio legătură. Nu e ceva de rău. Nu e o jignire să fii la memorialiști. Acolo, așa, primul memorialist e Proust, nu? Memorialistul șef. Da. N-am avut numărul lui de telefon să-l întreb ce ar gândi dacă ar fi pus la memorialiști. Mă refer la Proust acum. Dar e ok. Când vrei să distrugi un scriitor, când vrei să-l minimalizezi, nu e neapărat să-l pui într-un alt gen mai minor. Poți să-l pui în genul cel mai mare, cel mai important și acolo să-l minimalizezi. Exact. Deci nu e nevoie de niciun deci fel de... Deci v-ați simțit minimalizat. Aveți și dumneavoastră frustrările dumneavoastră. M-am simțit pus într-un loc nepotrivit. La ce ați fi vrut să fiți pus? Ar fi trebuit să fiu pus la prozator. Zică lumea orice ce, dumneavoastră sunteți un prozator și dacă am face abstracție de toată opera dumneavoastră, Întoarcerea huliganului e o carte splendidă, e o carte care îți rupe inima. Dacă n-ați fi scris decât această carte, ați fi un om salvat. Ați fi un scriitor salvat, ați fi un prozator salvat. Da. În același timp, în România, cred că sunteți conștient de faptul că e greu să percep Întoarcerea huliganului ca un roman pur, ca o ficțiune pură. Nici nu este un roman pur. Atâta timp cât în carte apar oameni cu numele lor din viață. De pildă apare Ștefan Andrei, îi faceți un portret extrem de acid, extrem de critic. N-aș vrea fie perceput așa, dar am povestit doar niște întâmplări. Dar cum ați vrea să fie perceput? Mai ambigu, mai complicat. Cred că a fost mai complicat. Dar Nu. Foarte deci bine. Dumneavoastră aveți teribilul curaj, care probabil în America v-a fost infuzat, de a vă referi la niște oameni care trăiesc, care respiră, care sunt în acest spațiu și de a spune despre ei lucruri extrem de dezagreabile. Dar nu ăsta a fost scopul meu. Sunt convinsă. Scopul meu a fost să urmăresc un traseu biografic și să spun adevărul despre diverse împrejurări prin care am trecut. Domnule Norman Manea, proveniți dintr-o familie de evrei din Bucovina. V-ați născut acolo. De când veniseră? De câți ani era familia plasată în Bucovina? E greu să spun. Eu știu, cu siguranță, părinții dumneavoastră, generații. Unde se născuseră? În România. Cinci generații. Și bunicii. Da, cred că 5-6 generații. Deci așa cum Mihail Sebastian iubea Dunărea, dumneavoastră iubiți Bucovina, care, fie vorba între noi, e superbă. Așa cred și eu, da. Un loc mai frumos decât Bucovina e greu de găsit pe lumea asta. Deci dumneavoastră de 5-6 generații erați acolo în Bucovina. Acolo trăiam și acolo am vrut să trăiesc. Și acolo ați vrut să trăiți. Da. Și poate acolo ați fi trăit dacă scorpia asta de istorie sau, nu știu, ca să nu folosesc un cuvânt e foarte potrivit. Nu și-ar bate joc de oameni. Așa este. Sunteți un om care v-ați început inițierea, ca să zic așa, la 5 ani, în trenul morții, care vă ducea în 1941 din Iași spre Transnistria. Din Bucovina. Din Bucovina. Pe la granița care era lângă Iași, la Ungheni. Da. Tren sigilat și păzit, așa v-ați început inițierea și... Iată. Destinul unui om norocos. Da, care începe în groapa de gunoaie umane și sfârșește în clubul select și exclusivist al celebrităților. Sunt probabil acolo, mă simt uneori inconfortabil cu această etichetă. În același timp nu pot să o refuz, exprimă o realitate. Eu când am fost deportat împreună cu familia, aveam 5 ani. De obicei la 5 ani, începuse-și deja inițierea. Dar amintirile de dinainte de 5 ani, deci amintirile dintr-o perioadă relativ solară și fericită în familie și în copilăria bucovinană, s-au pur și simplu spulberat. Și le-ați eliminat din memorie? Nu le-am. Sau? S-au spulberat și nu am mai putut regăsi
din perioada de dinainte decât o singură imagine, ușa deschisă a librării bunicului meu într-o zi cu soare. Deci inițierea a început în punctul acela întunecat și nu neapărat înainte, care era... De ce n-a început în ușa librăriei? Exact. Pentru că ați avut revelația că existați nu în ușa librăriei, ci într-un tren sigilat. Deși am trăit, sunt sigur, fericit, am avut o tânără româncă care m-a adorat și care avea grijă de mine. Am văzut personajul Maria. Da, care este un personaj sacru, aș zice, pentru că a venit după noi în lagăr ca să ne aducă mâncare, iar când am fost puși în trenurile alea, foarte greu au reușit să o desprindă sentinelele de noi, a vrut să plece cu noi. Acesta deci era ea personaj. Se simțea din familie. Era din familie. Ea era orfană, o fată de țărană, orfană și săracă. Bunicul meu a luat-o la el în librărie. Și la ce vârstă a luat-o? 13-14 ani, după aceea când mama mea s-a căsătorit, a venit la noi. Deci, ca să facem, să nodăm puțin poveștile. În acest roman, care e extrem de complicat și complex și pornește pe multe căi și care e de fapt o istorie indirectă și a României dinainte de război și până la zi, de fapt ce mi-a plăcut cel mai mult e momentul în care dumneavoastră în New York vedeți pe cerul roșu trecând un scaun de paralitic în care e o bătrână oarbă și scaunul care trece pe cer cu bătrâna oarbă, ce reprezintă? Îl reprezintă pe Dumnezeu și propria dumneavoastră mamă, da. Pe Dumnezeul în care nu credeți. În general mă îndoiesc de multe și mă îndoiesc și de asta. Nu știu însă care este Dumnezeu, dar știu exact cine m-a născut pe mine. Și Dumnezeul acela care m-a născut pe mine și e care mama. Nu este nici acela angelic, este mama mea. Și scaunul de paralitic pe cerul purpuriu al New Yorkului, pe ea o ducea. Povestiți despre mama, că avea o nevoie teribilă de speranță. Toată da. Agitația interioară a mamei și da. Care v-a ajutat să supraviețuiți în Transnistria. Pentru ea că... a fost o luptătoare, da. O structură dârză și pătimașă, aș zice. Și partea cea mai interesantă în structura ei, mi se pare, să fi fost tocmai această foarte specială combinație dintre o structură nevrotică și panicardă și o drăzenie și o tenacitate pozitivă da. De a supraviețui și de a învinge. Da, un amestec paradoxal. Eu eram unicul fiu, deci eram inevitabil preferat și obsesia ei. Dumneavoastră ați reușit să vă concentrați și după 50 de ani, când alții ar fi abandonat, alții s-ar fi aruncat în Tamisa, în Sena, în Dâmbovița, în Hudson, unde te mai poți arunca? Da, este partea, ca să zic așa, din mama mea. Deci nu v-ați aruncat în Hudson, v-ați pus pe lucru, ați reușit să publicați cărți, să luați premii importante, să fiți tradus pe tot globul, să fiți prieten cu Bellow, cu Philip Roth, cu mai știu eu cine, mă rog, nu contează. Nu aducem acum nume mari ca argument ale reușitei dumneavoastră, dar da. E o realitate. Asta sunteți, un cetățean al planetei care iubește Bucovina și care încă nu și-a vindecat rana, de a se fi simțit alungat de scorpia anumită istorie și reprezentată prin niște oameni din România. Este foarte exact. Dar am văzut tot din carte că dumneavoastră ați lăsat în urmă, copii nu aveți, și ați lăsat în urmă la București un mic apartament de da. Două camere. Asta e o altă poveste, abracadabra. Pe care m-am mirat citind cartea. Nu vi l-au luat comuniștii. Din 86 până în 89 a stat în cuiaci, ați tot plătit chiria. Asta pare deja ceva de pe altă planetă, pentru că în era general erau confiscate apartamentele. Noi nu am cerut azil politic. Și noi nu am schimbat pașaportul, pentru că eu nu am fost decis să rămân și noi am prelungit viza românească continuu. Deci în momentul când noi am cerut cetățenia, am mers pe o chestie strict profesională. Colegiul unde lucrez a cerut pentru mine. Unde deci, sunteți acum profesor, da. E un colegiu prestigios newyorkez da. Și care am înțeles din proza dumneavoastră, dacă ar fi să fiu sarcastică, m-am molipsit de la Norman Manea, care și cimitir. Are un și cimitir că... interconfesional. Profesorii de la colegiu sunt îngropați acolo în cimitir. Majoritatea, eu am un loc acolo, lângă Philip Roth. V-ați luat deja locuri. El și l-a luat și v-a am dat și eu și dumneavoastră, da? Da? Am și ce eu. V-ați gândit să scrie pe piatră? Nu se scrie nimic, este acolo mormântată de pildă Hannah Arendt, în care scrie atât Hannah Arendt,
Germania anul cutare, nu știu exact unde era ea născută, deci localitatea unde te-ai născut, la mine va scrie Suceava, nu vreau să spun anul, ca să par mai tânăr, și New York, decesul, probabil. Începusem să vă spun că ați avut un mic apartament pe Calea Victoriei și care nu v-a fost luat de comuniști. Mi-ați explicat de ce, pentru că nici o clipă, de fapt, n-ați plecat oficial. Exact. Probabil era un joc și comuniștii preferau așa, lasă cele două camere închise, dar măcar nu-l auzim la Vocea Americii și la Europa Liberă. Da. Deci ați plătit chiria conștiincios mai departe, nu? Bănuiesc da, toată perioada. Comunismul românesc nu era comunismul est-german. Riguros. Comunismul românesc era ca tot ce este în țara balcanic. Asta. Balcanic, cu relații omenești, cu cei sub masă. Și cine vă plătea chiria? Soacra mea. Comuniștii mi l-au lăsat tacit. Cine l-a ocupat? Administratorul clădirii. Dar nu l-a ocupat în timpul comunismului, ci după 89, când a venit democrația. Da. Nu pot să vă spun exact, după părerea mea, puțin înainte. Dar a spart ușa? Da. Am fost și dat în judecată și am avut un proces la care nu m-am prezentat. De ce? Că am lăsat apartamentul, de obicei când plecai din România, așa zis definitiv, cum era formularea atunci, trebuia să lași apartamentul zugrăvit, aranjat, să-l predai la Ical, să-ți dea o adeverință că totul a fost în ordine. Așa. Culmea absurdului, acest administrator, după ce v-a ocupat casa, v-a dat și în judecată, transoceanic, ca să-i o și văruiți. Da. Asta este o piesă de Ionescu, dacă vreți. Și își are farmecul ei. Cum a zis Bacovia, o țară tristă, plină de umor. Absolut. Dacă o luăm pe partea de farmec. Și cine a câștigat procesul? Funambulesc, firește, eu nu m-am prezentat la proces, eu nu m-am dus la niciun fel de chestie. Dacă l-a câștigat, ați văruit apartamentul? N-am văruit nimic. Păi acum o să vă vadă că sunteți o în România vadă, să și să vă prezentați. O să mă aresteze. Deci sunteți profesor la acel colegiu. După ce eu am obținut premiul Mercator, care era important și ca sumă de bani, cam adică cât, era grosomodo? Aproape 300.000 de dolari. Și am dat avansul pentru apartamentul unde locuim. Am văzut tot din roman că locuiți în Upper West Side. Deci cum e Central Park-ul, e Upper East Side, asta este cireașa de pe tort, este culmea reușitei. Upper East Side sunt oamenii foarte bogați. Miliardarii miliardarilor, dar Upper West Side... E un cartier considerat de profesioniști, adică medici, avocați, profesori universitari. Intelectualii sunt pe stânga, cum stai cu fața la Central Park, și miliardarii pe dreapta. Da, da. Dar cât faceți pe jos până la Central Park? Fac, știu, 8 minute. Și până la Metropolitan Opera? Tot 8 minute, 7 minute. Deci sunteți extraordinar de bine plasat. Sunt foarte bine plasat. Să presupunem că vă privește cineva dintr-o altă generație, pentru că am convingerea că la generațiile tinere antisemitismul nu există. Eu nu cred că în generația tânără a dispărut orice antisemit, pentru că este o chestiune omenească. Și ca tot ce este omenesc, deci face parte din, să zicem, imperfecțiunile omenești, care sunt multe, este una dintre ele și nu cred că dispare la o anumită generație, deci poate că e redusă. Asta e foarte posibil. Până la urmă, literatura pe glob e o industrie. Ca să reușești să te afirm, ca să reușești să scoți din sertar o proză chiar și genială, trebuie să pui în mișcare un mecanism. Și întrebarea ar fi în ce măsură faptul că ați fost evreu și ceea ce se cheamă mafia evreiască v-a fost de folos ca să vă puteți afirma? Cred că e o întrebare foarte justificată și firească. Da, eu nu am avut nici un evreu, nici unul măcar pe care să-l fi cunoscut de aici, adică cu care să fi avut o relație anterioară. Eu m-am prezentat ca scriitor român evreu. N-am spus niciodată în România că nu sunt evreu, că părinții mei de fapt erau armeni toți și bunicii greci și străbunicii erau ruși. Nu. Asta e aluzie la cine? Asta nu știu, nu e aluzie la nimeni. Dar vreau să spun că nu am ieșit pe scenă să spun, uite, eu sunt cu tare.
Sunt ce sunt. Avut în America... E atât de important ce ești, domnule este, Norman din moment ce îmi puneți această întrebare, este. Din punctul meu de vedere, nu există decât indivizi. Acest exemplu am vrut să-l dau. Da, mi s-a părut întrebarea justificată, exact. Pentru că este o întrebare chiar că nu e exprimată, ea există exact. Și fermentează acolo voilà. Bine. Pe mine m-au ajutat substanțial, nu agenții literari, nici acum măcar, după ce sunt celebru, ci prieteni. Prietenii pe care mi-am făcut, de care mulți erau evrei, unii nu erau evrei, aceștia m-au ajutat și în America. Cum i-am găsit, de unde i-am scos, asta este o întrebare care ține de o anumită disperare a imigrantului. Eu nu vorbeam engleză deloc. Deloc? Când ați ajuns acolo? Fantastic! Deloc. Eram în societatea pe care am descris-o în romanul meu, Plicul Negru, Asociația Surdomuților. Vorbeați totuși germana. Germana și franceza și erau franceza. Am mers la un curs de limba engleză cu soția mea. Un curs de 3 luni pentru imigranți. Intensiv. Intensiv. Și acolo eram între babe chinezoice și tinere braziliene și imigranți din Vietnam și oameni care analfabeți cu totul în toate limbile. Și deci era un amestec total care dădea exact imaginea mapamondului în care trăim. Și mergeați cu soția. Mergeam de profesie și... chimistă. Da, și care are acum... făcut și istoria arteriei. Și istoria. Da. Unde? În București? Da, în București. Și are acum, am văzut tot în carte, dacă nu e ficțiune, un atelier de restaurare. Da, ea s-a luptat cel puțin la fel de greu ca și mine. De Pentru că amândoi am venit cu profesii aeriene, ca să zic așa. Nu eram nici dentiști, nici instalatori de calorifere, nici ceva care să oferim și să fie imediat... Și nici nu vorbeați engleză. Și nici nu vorbeam engleză. Cu un manuscris ai o armă în mână care nu funcționează, care nu are glontele pe țeavă. Și încep să tragi în aer, eu vă spun... I-am scris 10 de scrisori la diversi editori. Scrisori în care ce spuneați? Mă numesc Norman Manea? Sunt un scriitor român care am venit în America. Am publicat în România 10 cărți. Trimiteați și manuscrisul în engleză? Nu, n-am avut nimic. Doar scrisoarea. Doar scrisoarea. Și ei răspundeau sau nimic? Nu răspundeau. 80% din aceste scrisori se aruncă la coș. Necitite? Necitite. Am primit 2-3 răspunsuri de interes. Adică aduceți-ne manuscris. Să venim, să stăm de vorbă, să nu știu ce. Și ceea ce este interesant, cei care m-au refuzat, și au fost destul de mulți, unii dintre aceștia, după un număr de ani, m-au luat. Au revenit. Aceiași oameni. Aceiași, normal, dar între timp dumneavoastră nu mai erați același. Exact. Altul ar fi cedat, să scrii. Dacă cedam, praful să alegeam. Și așa eram în neant. Așa măcar mă agățam de o carte. O carte nu înseamnă mult, dar înseamnă ceva. Cum vă pronunță numele ei? Manea. Norman Manea? Manea. Dacă ar fi să se facă un film din biografia dumneavoastră, vrând nevrând spectaculoasă, în... Miandelei. Da, de pildă, o secvență din Întoarcerea huliganului, tatăl dumneavoastră, la bătrânețe, internat într-un azil de bătrân din Israel, după ce mama murise și a rămas în singurul lucru statornic de pe lumea asta, într-un cimitir, la Suceava, că dumneavoastră ziceți că cimitirele sunt singurele lucruri statornice de pe lumea asta. Ei, și vă duceți și vă vizitați tatăl în ce oraș era? În Ierusalim. În Ierusalim. S-a prăpădit tatăl dumneavoastră între timp? Da, sigur. Ați fost la mormântare? Da, am fost la mormântare. N-am fost la mormântarea mamei mele, care murise în Bucovina în timpul cât eu nu mă puteam întoarce, am fost la mormântarea tatăl. Fiul vine din America, deschide ușa și își vede tatăl în picioare, la fereastră, într-un azil. Tatăl avea Alzheimer și spălat, asta m-a șocat secvența, spălat pe corp de un tânăr german. Da, și care lucra gratis acolo, tânărul german. Era voluntar. Da. Voluntar, asta mi s-a părut fantastic. El îl spăla pe tatăl meu și spăla rușinea țării sale. Și spăla cu aceeași devoțiune pe acest bătrân evreu, care trecuse prin multe suferințe, foarte multe
datorată Germaniei, pentru că ce s-a întâmplat în România a fost parțial o consecință, un efect a ceea ce se produsese în Germania. Acest tânăr asta făcea. Și nu făcea doar cu tatăl meu spectacolul, dacă pot să spun așa, acelui azil de bătrâni, în care acești bătrâni veniți de peste tot, din toată lumea, pierduse brusc limba ebraică pe care o învățase acolo și revenise la limba lor din măuntaie, ca să zic așa. Și, fiește, eu mă uitam la tatăl meu, care avea scurte, foarte scurte momente de luciditate, când mă recunoștea și se lumina brusc, dar dura doar o secvență scurtă. După aia mă uitam la cei din jur și vorbeau toate limbile pământului. Adică lituaniană? Nu! Era o vârstă, e o vârstă a senilității și din cauza Alzheimer-ului, probabil, dar unii nu erau toți cu Alzheimer, unii erau doar foarte bătrâni, bolnavi, într-o casă. Și vorbeau limba copilăriei. Vorbeau limba copilăriei. Și nu mai știau să vorbească limba locului, ebraică. Da, lituaniană, siriană, greacă, franceză, tot ce îți putea trece prin cap. O altă secvență extraordinară, prima secvență care m-a făcut să plâng din carte, e secvența în care dumneavoastră sunteți la Suceava singur în cameră și intră mama dumneavoastră, o mamă bătrână și oarbă. Și care ce vă spune? Îmi spune că crede că nu mă întorc de data asta. Dumneavoastră plecați la bursă în Germania. Da, da. Și cum a simțit că nu o să vă mai întoarceți? I-ați spus că plecați definitiv? Nu, nici nu știam. Eu n-am știut că plec definitiv până când am fost definitiv. Am zis, tot ezitat acolo. Ați rămas definitiv? Acum sunt definitiv și tot mai definitiv. Sigur? Da, am locul, cum am spus, în cimitirul de la bază. Și mi-a zis că simte că de data asta nu mă întorc. Și te rog să vii la mormântarea mea. Ea era deja foarte grea bolnavă de inimă. Era deja puțin dincolo și vorbeam cu un om care de altfel a și murit curând după aceea. Nu puteam să promit ceva, nu puteam să... Era ca și cum promiți unui muribund. Și firește că i-am spus, nu avem ce să discutăm asta, nu te gândi la asta. Ei, dar ea a insistat, ea a avut o promisiune solemnă. Promitem solemn că vii. Și n-ați vrut să promiteți. N-am și acum să eu vă întreb, de ce v-ați încăpățânat să nu promiteți? Că poate îi făceați bine să-i promiteți. Îi făceam probabil bine, dar m-aș și simțit extrem de vinovat să-i promit ceva care știam de pe atunci, că dacă rămân, nu pot să mai vin înapoi la mormântare. Și deci n-am vrut să promit ceva care să mă încarce cu o mare vinovăție. Oricum m-am încărcat. M-am încărcat cu faptul că n-am putut să vin. Tatăl meu, cum ați văzut în carte, nici nu mi-a spus de moartea ei decât după aceea. Tocmai ca să nu vă aducă înapoi în cușcă, de unde nu se știe dacă ați mai fi ieșit, nu? Nu, motivul e altul. El, deși nu era un om foarte religios, era un om, să zic, tradițional. El respecta niște reguli religioase. Și el știa că timp de o lună de zile după moarte trebuie să ții un anumit doliu. El știa că eu nu sunt religios. Și el știa că eu nu o să țin doliu. Ce fel de doliu? Ce trebuie făcut? Prima săptămână e un doliu mai sever. Ești în casă, fără pantofi, în ciorap. Și mă rog, primești lume, după aceea te duci în fiecare zi la sinagogă și spui o anumită rugăciune pentru morți. Ați învățat ebraica? Am învățat copil fiind, da. Și de asta mi-am spus abia după o lună. Doamne, după o lună? Da, și am fost, firește, foarte tulburat, că mi-am amintit și conversația cu ea. Și m-am simțit și mă simt și azi extrem de vinovat. Nu că nu m-am întors, ci că situația a fost așa în familia noastră. Ei au vrut să plece. Ei au vrut să plece tot timpul. Ei tot timpul au vrut să plece și n-au plecat din cauza copilului care nu voia să plece, care erați dumneavoastră. Exact. Doamne. Iar până la urmă copilul a plecat. Și i-a lăsat aici. Și a pus o flare la oreche. Tatăl meu, de pildă, după ce a murit, nici nu m-a întrebat și nici nu mi-a spus că s-a dus să se înscrie ca să plece.
M-a anunțat după 3 luni. Nici nu m-a întrebat ce părere ai. Direct. S-a dus, avea 81 de ani. La 81 de ani. Singur. Fantastic. Deci, ei voiau să plece. Eu n-am vrut să plec. N-ați vrut să plecați? Pentru ce? Mă simțeam foarte legat de scris, de scrisul meu și de scrisul în limba română și de literatura care mă formase. Și ați plecat, cum să spun, în ceasul al 12-lea, la da. 50 de ani, în 1986. Da. Exact. Deci în filmul ăsta biografic despre Norman Manea, Vrăjitorul din Oz, că și dumneavoastră folosiți într-un loc cuvântul vrăjitor, în ce context? După prima mea experiență cu Ion Creangă, cu cartea pe care am primit-o la 9 ani și care m-a fermecat la întoarcerea din Transnistria, am vrut foarte repede după aceea și poate prea repede să fac și eu parte dintre vrăjitorii de cuvinte. Și încă mai vreți, cred că asta e voluptatea dumneavoastră, da. Nu? În fiecare zi, ia să văd. Da. Cum sunt se așează cuvintele. Da. Da. Dar apropo de basme, dumneavoastră, printre altele, a scris și cărți de dialoguri. Da. Și aveți o carte de dialoguri cu Saul Bellow. Da. Și la un moment dat Bellow spunea că a citit Evangheliile în spital când era bolnav, copil. El spune că literatura începe cu un secret. Era foarte grav bolnav în spital și acolo vin tot felul de doamne din astea cu Biblia. Și firește, el ahtea să citească, a început să citească ce îi dădeau femeile astea. Și el s-a îndrăgostit de Iisus. El fiind tot copil crescut în tradiția iudaică, nu? Mai, că sunt și evrei creștini. Mai mult decât mine. Adică el era dintr-o familie religioasă. Familia mea era, să zic așa, tradițională, dar nu era habotnică. Familia lui era chiar habotnică din Rusia. Și el nu putea să spună asta. Că s-a îndrăgostit de Iisus. El nu putea să spună părinților această chestie. Și era secretul lui. Și era secretul lui. Și așa a început literatura pentru el. Cu un secret. Secretul de a fi îndrăgostit de Iisus. Dumneavoastră l-ați întrebat, ai citit Evangheliile ca pe niște basme? Da. Și el v-a răspuns nu, pentru că la sfârșit în Evanghelie eroul moare, pe când în basme eroul nu moare niciodată. Da. Și m-am gândit, iată ce se înșală domnul Bellow, care n-a citit Tinerețe fără bătrânețe, care e cel mai frumos basm românesc, da, în care eroul vine, se întoarce și moare. Alege să se întoarcă și alege cu bună știință să moară. Mai știți vreun basm în pot care eroul să aleagă să moară? Folclorul românesc, atât cel literar cât și cel muzical, este absolut extraordinar și deși sunt scriitor român, deci cumva aș vrea să cred că literatura română e bună și importantă, nu a ajuns la nivelul folclorului. Folclorul are o frumusețe, o fascinație, o enigmă absolut extraordinară. Vă gândiți la ce mai ales? La toate poeziile folclorice, la toate cântecele, la... În grădina lui Ion, toate păsările dorm. Numai una n-are somn în grădina lui Ion. Superb. Superb. Este o imagine absolut superbisimă. Și sunt multe în folclorul românesc. Adică au o gingășie, o magie. Mi s-au părut formidabile. Am văzut că ați câștigat și un concurs de recitări când erați copil. Da, da. Cine recită cel mai mult din Eminescu? Era, printre multele mele defecte, a fost și defectul că am fost un elev foarte bun. Și secretul dumneavoastră era că voiați să fiți vrăjitor de cuvinte? Sau nu mai era un secret? Era un quasi-secret, părinții mei știau. Dar am uitat să le spun telespectatorilor că sunteți peste toate și inginer hidrotehnic? Da. Eu am terminat cu ce se spunea atunci diplomă de mei, deci nu trebuia să dau examen, puteam să intru oriunde la facultate și m-am dus la Drăcia asta, care mi s-a părut foarte interesantă și după aceea, ca inginer, am făcut o profesie pe care nu am iubit-o, am făcut-o relativ bine. Mai știți ceva sau ați uitat tot? Tot. Și sunt absolut fericit. Că ați reușit să vă eliberați? Nu îmi mai aduc aminte decât cuvinte. De versoare, baraje,
legea lui Bernoulli. Să vă aduc aminte ceva din perioada în care erați inginer. Așa. Pe un șantier la Ploiești. Da. Era un șantier în care lucrau deținuți politici. Acțiunea se întâmplă în ce an? În 63. 2, 3. Ei, și ei erau aduși sub pază și lucrau pe șantier. Și iată ce descrieți dumneavoastră că vedeați. Femei cu ochii măriți de nerăbdare, printre cofrajele umede și grinzile nedecofrate, veneau să-și întâlnească soții sau frații sau iubiții, să transmită mesaje sau pachete. Adică parcă văd niște siluete printre cofraje. Da. Și dumneavoastră care? Mă făceam că nu observ. Erau santinele, de altfel, acolo. Era datoria lor, nu a mea. Dar nu vă inducea o stare de stres, o stare de neliniște? O stare de ce? Foarte mare stres. De milă? Știți ce e aceea milă? Cred că știu. Da, bine. Cred că știu. Nu, sunt, nu, că mulți artiști sunt autiști. Nu, cred că știu. Am învățat de mic o anumită solidaritate cu cei care trec prin suferință. Eram extrem de participativ și chiar emotiv la situația aceea. Mai ales că se întâmpla noaptea, se lucra în schimb de noapte. Eu, fiind inginer tânăr, stagiar, eram pus în schimb de noapte. Și șeful penitenciarului din Ploiești era majorul Drăghici, care era fratele lui Alexandru Drăghici, ministrul de interne în acel moment. Iar noi eram înnebuniți de teamă că orice s-ar întâmpla, care cine știe cum, noi, firește, suntem răspunzători. În sfârșit, e complicată lupta dintre individ și istorie. Și uneori poate dăm vina pe istorie când, de fapt, sunt vinile noastre. Sunt vine împărțite. Nu cred că trebuie să considerăm individul perfect și sistemul imperfect. În primul rând că sistemul e făcut de indivizi, e după aceea subminat de indivizi, după aia porcăit de indivizi. Noi suntem în faza porcăit. Noi suntem în faza porcăitului. Ce ar fi să ieșim din faza asta și să trecem în ce, după dumneavoastră? După părerea mea, este absolut necesară o terapie a onestității și cordialității. Spuneți că o rudă dumneavoastră a plecat pentru că nu și-a vindecat rana, că nimeni nu i-a cerut vreodată iertare pentru Transnistria. Da. Nimeni. Întrebare. Și dumneavoastră ați fost deportat în Transnistria fără să aveți nicio altă vină decât că erați un copil evreu din Bucovina. Nu erați niște exploatatori, erați niște supraviețuitori. Și totuși, într-o noapte, ați fost expediați acolo, practic într-un lagăr al morții. V-a cerut cineva vreodată iertare pentru Transnistria? E un subiect prea dureros. Nu vreau să judec pe cei care cer sau nu cer iertare. Păi ați judecat deja, că ați spus în carte că nimeni n-a cerut. Cine ar trebui să ceară iertare? Cine? Și n-a cerut nimeni? Eu parcă știu că s-a cerut la un moment dat. S-a cerut, după câte știu, iertare de către cei care trebuiau să ceară, adică reprezentanții statului. Deci? E o fază depășită, s-a cerut. Cred că nu? Da. S-a cerut. Da. Problema e că trebuie și tu să fii dispus să accepti asta acea iertare. Asta este marea problemă. Pentru că tatăl dumneavoastră spunea, monștrii călăi creează monștrii victime. Da. Deci uneori și victimele devin monstruoase. Absolut. Incapabile să ierte, incapabile să accepte că și alții au dreptul la suferință, că și alții au dreptatea Absolut. Lor și că istoria e mult mai nuanțată Da. Decât o poți vedea din postura de victimă. Există un roman despre tipul de lagă al Transnistriei, scris de un scriitor evreu-german, Hilzenrath, care a fost prin întâmplare acolo, deportat și el cu bunicii lui din Bucovina, în care nu există călări, în care se arată doar ce își fac victimele unul altuia, pentru o bucățică de măr, pentru un bocanc, pentru un loc de dormit. Călării sunt undeva afară, nu se arată acțiunea lor propriu-zisă. Se arată doar consecința acțiunilor. Interesant. Dar ce-și pot face victimele exact. Unii altora. Și ca parabolă e extraordinar, pentru că asta Da. Mi s-a întâmplat și nouă, Absolut. Cale de atâția ani. Ne-am victimizat unii pe alții și fiind într-un univers închis, într-o societate închisă, iar acolo fiind și un lagăr, firește, încă mai dus la extrem, dus la limită această închidere, oamenii au instinctul supraviețuirii mult mai puternic
decât instinctul altruist. Și cred că trebuie să avem extrem de multă toleranță, îngăduință, compasiune față de situațiile extreme, unde opțiunile sunt limitate, sunt foarte limitate. Și nu alegi ca în libertate. Că eu ziceam în perioada, înainte perioada lui Ceaușescu, ziceam, care e problema? Că unii mănâncă salam de soia și alții mănâncă șuncă de prag, asta nu-i mare brânză. Că dacă faci porcările care le faci, ai să mănânci șuncă de prag. Și ce? Nu merită. Dar când opțiunile sunt mult mai drastice, când este vorba de acte esențiale de viață și de riscul maxim, atunci e greu să condamn omul. Și cred că o anumită îngăduință, mai ales într-o țară cum este România, care se proclamă foarte religioasă, este de mirare că nu există în suficientă măsură această compasiune față de semenul tău. Simțiți asta? Simt asta. Bine, se proclamă. Aici am văzut și în textele dumneavoastră că e o ironie subterană foarte da, puternică. Da, pentru că dacă ar fi așa, poate nu ar mai exista această agresivitate continuă, cum se spune în proverbele românești, care își au și ele esența lor, îi place să-i moare capra vecinului. Păi, de ce? Din ce ați constatat, să zicem, în ultimii 20 de ani, faptul că nu există destul la noi compasiunea unui om pentru celălalt? Adică vă luați după presă, după ziare, după ce? După nu trebuie presă. Să vă luați după astea. Pentru numai că depinde după asta, de dumneavoastră. Eu nu trăiesc aici. Da, dar când ați trăit aici, pe dulcile plaiuri ale Bucovinei, acolo, ați simțit vreodată că nu era compasiune și că erau intoleranți românii din Bucovina? Nu, nu am simțit. Vedeți? Nu ați simțit. Nu, nu am simțit și nici nu reproșez asta. Dar la Ploiești, pe șantier, ați da. Simțit că ați venit mai la sud? Ați simțit că românul e rău, că e intolerant, dur? Nu, nu. Eu nu am simțit asta. Deci unde ați simțit asta? Lăsați presa. Păi dar de ce nu este o voce publică? În biografia dumneavoastră, unde ați simțit? Am simțit în depărtare. Cine m-a depărtat pe mine nu avea compasiune față de semenilor. Nu avea creștinătate, după părerea mea. Păi dar nu v-au deportat românii, v-a deportat un regim politic. Care reprezenta o anumită atmosferă a epocii în România, în care în acel moment se votase pentru o anumită orientare politică. Dar și Hitler a ajuns la putere prin vot și exact. Nu era ceva numai în România, nu, ci era o ciumă mondială. Dar nu spun că e numai în România, nici acum. La fel de mult se proclamă America drept religioasă, ca și România. Și cruzimile care se întâmplă în America sunt uneori inimaginabile. Este o competitivitate mai crâncenă decât a fost înainte și devine tot mai dură. Deci ați fost la psihiatru în America, dacă vă mergeți? N-am fost la nu? Psihiatru. În cărțile dumneavoastră sunt și porțiuni de ficțiune. Nu, dar nu cred că este așa ceva în carte. E o întâlnire cu un psihiatru, cu schimbul de experiență dintre patologia constrângerii și traumele libertății. Da, am avut o discuție în prima perioadă când ne-am mutat la New York. Și am extrem de inadaptați. Și un prieten mi-a recomandat acest domn care era de școală vieneză și mi-a zis, ăsta te va înțelege, ăsta nu va... Da. Dar nu mă acomodez cu psihiatrii, pentru că vor să Bine. Știe mult prea multe. Da, un scriitor adică, nu face același lucru? Da, dar e treaba lui. dar eu nu vreau să mă las pe mâna acestei indiscreții. Și ați mai și plătit bani pentru am asta, plătit, nu? Dar o singură dată. O dată. Totuși ați avut șocul adaptării la America, nu? Da, dacă absolut. Ați simțit nevoia să plătiți o dată din puținul absolut. Pe care l-aveați. Absolut. Foame ați făcut vreodată acolo? Nu, pentru că am venit cu o bursă Fulbright inițial. Atunci de ce v-ați dus la psihiatru? Pentru că m-am simțit azvălit într-un ocean în care nu știam să not. Am o fotografie cu mine în metrou, mi-a făcut-o cineva și am scris pe verso și am trimis la mai mulți prieteni. Ce caut eu aici? Lângă mine erau toate culorile și fizionomiile globului de pe lume. Era locul dumneavoastră. Nu știam. În New York. Sunteți fericiți? Spuneți-mi sincer. Fericire, știți cum e cu fericirea. Cum sunt e? Mulțumit. Pentru că am străbătut un drum foarte greu. Am ajuns la un punct, e drept, din păcate, și la o vârstă. Am mers mulți cu înainte. Timp. De ce? Am mers cu timpul. Cronometru
lucrează și viteza timpului crește foarte tare. Da, sunt în general mulțumit, am o casă foarte plăcută. Ce vedeți pe fereastră? La colegiu, pe fereastră la colegiu unde stau mai mult, văd căprioare care vin în fiecare dimineață și în fiecare amurg. Văd curcani sălbateci, văd veverițe foarte multe, care nu sunt ca aici la noi, maro, sunt gri, așa ca niște șoareci. Este la o oră de New York, oră și ceva de New York, este, de asta este și zona așa de sălbatică și un articol despre mine din Neue Zürcher Zeitung se chema Bucovina pe Hudson. E o zonă de dealuri foarte plăcută, domoală. Și ce le predați? Literatură este-europeană. În engleză? Limba da. Învățată? Da. Citiți cursurile sau vorbiți liber? A, liber. Nu se citi. Nu e sistemul european. Sistemul american e un sistem colocvial. Și practic ești un actor care vorbește și trebuie să capteze audiența. Deci dacă nu reușește această performanță, e păcat. Sau e dur. E mai rău decât ești păcat. Dat afară. E stânjenitor. Glumesc. Adică cum? La început, ce se întâmplă? Stânjenitor. Adică, la început aveam aceste emoții firește foarte crescute și vorbeam și după aia mă uitam pe ceas și trecuseră 5 minute. Wow. Și eu am două ore. Ora mea e de două ore. Deci ești disperat. La început. Ce fac acum? Ce le spun ăștia? Sunt necruțători la vârsta asta. Cam între ce vârste aveți? Cam 18-22 de ani, așa. Deci sunt cinici complet. Adică a venit bătrânul ăsta din Vrăjitorul din Bucovina. Exact. Și ce face asta? Ne plictisește acum aici, ne adoarbe cu tot soiul de povești. Deci trebuie să ai un anumit... Știți ce cred că trebuie să ai și dumneavoastră aveți? Mm-hmm. Un anumit adevăr pe care trebuie să știi să-l împachetezi, dar asta ați învățat repede, cred. Pentru că dumneavoastră asta ați adus așa, cu dumneavoastră. Da, aduc o autenticitate. Exact. Da. V-ați gândit vreo clipă și dacă nu v-ați gândit, dar sunt sigură că v-ați gândit, faceți-o acum. Cum ar fi arătat Norman Manea astăzi dacă n-ar fi plecat în 86? Aici, dacă aș fi rămas? Da. Vai de capul meu aș fi fost. Eugen Ionescu a fost întrebat. Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi rămas în România? El a răspuns așa. Aș fi fost un scriitor mai bun. Așa, sunt un scriitor mai important. Nu cred că e adevărat în cazul meu. Adică nu cred că am devenit un scriitor mai prost. Numai pentru că sunt tradus și cu coronițe. Deci e greu de vorbit despre o virtualitate, despre ceva care ar fi fost dacă ar fi fost. Dar apropo de nu știam și de locul dumneavoastră, mi-a plăcut ce spuneți că mama avea o altă părere despre rabin și despre rolul rabinului decât ironia dumneavoastră, rabinul Moses Rosen, datorită tranzacțiilor căruia atâția evrei... Dar este tipul de rabin american. Acolo mi-am dat seama că rabinul nu este... Da. Cum se spune, în stratosferă, cum îl vedea maică mea. Ăștia sunt tot mai rari, după părerea mea. Ori fi existent și acum. Că se rărește și stratosfera. Se rărește și stratosfera, nu mai e loc de ei. Dumneavoastră ziceți de Moses Rosen, da. Cum a știut să negocieze și cu comuniști. Absolut. Și cu așa. Și cu America și da. Așa a reușit ca mulți indivizi să fie cumpărați din România exact. Cu 8.000 de dolari bucata, da. Nu? Și așa și statul român a adunat niște bănuți și prestigiu, vânzând această carne vie. Da. Și prestigiu că dă drumul, adică e o țară exact, liberă. Exact. E groaznic. Exact. Eu mărturisesc așa, din nou cu timiditate, nu l-am simpatizat. Nu, dar văd că păreți adică, vesel de ideea că totuși niște oameni au fost cumpărați. Eu nu sunt vesel, dar nu sunt deloc vesel. Nu mi se pare că e normal să-i cumpere. Da, normal e să-i lase să plece dacă vor să plece și să stea dacă vor să stea. Și normal e nu numai unii cetățeni care sunt o minoritate. Normal ar fi fost oricine să poată pleca absolut, din România. Absolut, și fără bani, fără să fie cumpărați exact. De nimeni. Dar nemții și evrei aveau cine să-i cumpere. Iar românii n-aveau cine să-i cumpere, decât niște rude, eu știu, dar cazuri individuale, nu ca o colectivitate care foarte mulți români ar fi vrut să plece. În sfârșit, dumneavoastră deci ați ajuns un rațional pe când mama credea în stratosferă. Exact. Nu credeți că etapa în care vă aflați acum ar fi să aveți totuși acces la stratosferă? Îmi pare adesea rău.
Dar nu e dar târziu. Nu știu, o să mă duc la niște călugări. Nu, răspunsul va fi următoarea dumneavoastră carte. Da. Vorbesc convertirea huligană. Nu, stratosfera există. Și convertirea e ceva de rău? Vreau să vă spun că suferința eu nu o depreciez. Eu consider că este o experiență esențială a existenței și că este inevitabilă și nu este vorba doar de suferințe colective, nu. Foarte, cum să spun, disputate, discutate, dezbătute. Poți să suferi mai mult pentru că ți-a murit un frate sau o mamă decât dacă ai fost într-o categorie de năpăstuiți într-o mare nenorocire colectivă. Deci, în ceea ce privește, suferința este și ea un fenomen individual, profund, poate cel mai instructiv, cred eu, din existență. Îți amintește vremelnicia existenței și vulnerabilitatea inevitabilă în care există. Cum a spus Canetti cândva, nu există nimic ce urăsc mai mult decât moartea. E dușmanul meu de fiecare zi. Woody Allen spunea, cât despre moarte nu mi-am schimbat părerea, sunt contra. Da. Da. Vă întreb pe dumneavoastră, în cunoștință de cauză, care e diferența între gustul ratării, pe care l-ați simțit și l-ați întors pe toate fețele, și gustul succesului? Succesul și ratarea stau într-un câmp al relativului. Sentimentul ratării, cred eu, este mai intens și mai de lungă durată decât sentimentul succesului, care doar în cazul unor persoane excesiv vanitoase poate să dureze. Un om inteligent care a avut succes nu poate să adoarmă multă vreme în lauri. Te întorci la plugul de fiecare zi când trebuie să ieși pe ogor. Câte ore ieșiți pe ogor? Noaptea, ziua, când ieși? Ies, dar mai puțin acum. Când ați scris Întoarcerea huliganului, câte ore ați scris? Am scris 7 ani. 7 ani? 7 ani. Este o dăruire, dacă vreți, sau o concentrare. E plăcerea sau dumneavoastră. E o plăcere, dar este în același timp un consum extrem de profund și de puternic. Deci, o ardere de tot. O ardere de tot. Te bucură săptămână, după aceea te întorci la cei 7 ani de acasă, care cei 7 ani de acasă sunt ăștia. Tot mai scrii, maică, cum zicea Călinescu. Tot mai citești, maică. Tot mai scrii, maică. Ei, asta e. Ori tot mai scrii, tot mai citești, revii la tine însuți. Iar la tine însuți, acolo, mai citești, maică, în casa Melcului. În casa Melcului e destul de strâmt. Dar bine tot. E bine, e foarte bine, e casa ta. Dar, pentru că știți cum e, sunt tot întrebat aici, ei, cum e, sunteți undeva acasă? Nu sunt nicăieri acasă. Dumneavoastră spuneați într-o proză că jucați în comedia Imposibile Întoarceri. Da. După părerea mea, dimpotrivă, nu numai că nu jucați în comedia Imposibile Întoarceri, dar vi se potrivește teribil ceva ce dumneavoastră ați rostit odată în viața dumneavoastră, o replică pe care i-ați dat-o mamei. Și anume, i-ați spus mamei așa, nu are importanță unde voi fi, oriunde aș fi, voi fi aici.